Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin au depistat 13 cetățeni din Somalia și Afganistan care au traversat fluviul Dunărea cu ajutorul unei ambarcațiuni gonflabile din Serbia cu intenția de a ajunge în vestul Europei. Polițiștii de frontieră au identificat în gara Drobeta Turnu Severin un grup format din 13 cetățeni străini, dintre care 5 femei, 4 bărbați și 4 minori. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră, Drobetatul Nu Severin, cu sprijinul colegilor din cadrul Poliției Transporturi Feroviare, Drobetatul Nu Severin, au declanșat o acțiune specifică pe linia prevenirii migrației ilegale în zona de competență. Astfel, colegii noștri au identificat în gara Drobetatul Nu Severin un grup format din 13 cetățeni străini, dintre care 5 femei, 4 bărbați, și patru minori. Persoanele au fost conduse la sediu sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cei în cauză sunt patru cetățeni somalezi și nouă cetățeni afgani, adulții au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, iar minorii au vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Adulții au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei și au trecut frontiera în România cu o ambarcațiune gonflabilă cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. În cauză, poliția și de frontieră efectuează cercetări, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că cei în cauză sunt patru cetățeni somalezi și nouă cetățeni afgani. Adulții au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, iar minorii au vârste cuprinse între 5 și 17 ani.